Asta este o înregistrare mai scurtă între munți aici. Este o vale între munți care nu se văd așa de înalți, dar în spate sunt munți mult mai înalți. Și e un loc, pot să zic, spectaculos din multe puncte de vedere. Terenul ăsta care îl vezi este teren pentru vaci și pentru cai de rasă, cai de rasă care sunt folosiți în călărie, nu știu dacă de performanță, dar de cei care își permit să vină aici și să plătească pentru cursuri de călărie, pentru călărie de relaxare. Și tot terenul ăsta care se întinde aici vreo câțiva kilometri a unui singur proprietar. Am mai înregistrat în zonă. Este un teren uriaș care e foarte tentant pentru cei care zboară cu parapanta să aterizeze aici, numai că au fost multe discuții când proprietarul sau managerul sau administratorul terenului a amenințat piloții că să nu mai aterizeze aici, pentru că e foarte tentant, câmpul e așa de mare, încât dacă nu mai ai lift sau nu mai ai aer cald să te țină în aer cu parapanta, aterizezi aici, că este foarte mare. Numai că administratorul spune că vacile se sperie și dacă vaca este gravidă, pierde vițelul. Deci asta este în paranteză despre locul ăsta. Sunt multe ferme biologice sau organice aici, pentru că e o zonă izolată la distanță de Vancouver și de zonele unde trebuie să se producă ieftin și mult pentru o populație crescândă. Iarna la fel este foarte frumos aici, numai că iarna e mai mult pentru oameni care locuiesc aici în zonă. Aici e la fel, este o fermă biologică. Vezi cum se lucrează și aici, omul stă în genunchi și își lucrează terenul manual. Deci nu numai în România vezi că sunt oameni care folosesc plugul și cai. Aici nu știu dacă se folosește plug și cu cai, dar se folosește și utilaje primitive. De exemplu, ăla de aici folosește un mic tractor. Da, pentru că terenurile sunt foarte, foarte mari aici. Teren de aproape un kilometru. Nu cred că ai timp să faci chestia asta cu calul. Îți ia aproape o săptămână. Deci uite aici cât teren. Bine, asta e altă fermă, altei persoane. Am zburat deasupra munților ăstora aici și am aterizat aici undeva la ferma asta, în zona asta. Este un loc care a fost amenajat de către fermier, au făcut un fel de cercuri concentrice ca o fel de țintă care le vezi de sus din aer și știi unde să aterizezi. Și a fost foarte drăguț, foarte drăguț fermierul. Uite, de exemplu, ăsta este locul de aterizare. Deci vezi, aici este un steguleț de la se numește windsock, adică un ciorăpel de ăla care îți indică viteza vântului. Și ia să semnalizez că uite, omul are aici oi. Dar bineînțeles că omul a fost și interesat să ajute piloții, pentru că ia să văd dacă pot să intru aici în viteză. Pentru că piloții, după ce aterizează, vin și stau la o bere. Și sunt convins că e aglomerat aici astăzi. Poate că nu. Uite, asta e mașina lui fiul meu. Ia să parchez eu aici. Și să vedem ce animale are băietul ăsta aici. Uite, o fermă frumoșică. Asta este fermă de hamei. Și are și cartofi, are și oi. Oh, deja miroase a bălegar de ceva. Nu știu dacă e de oaie. Ia să vedem aici oile. Vezi, astea sunt oi. Ce fel de rasă o fi asta? Australiene? Ei! Fii atent, astea sunt mari, mă, astea. Astea chiar sunt mari.
Și ia să vedem câmpul de aici. Mă, asta e Canada. România e faină. Deci România este o țară superbă. Dar parcă eu m-am învățat cu stilul ăsta de aventură și eu credeam că aventurile astea în Canada sunt prea intense. Dar uite că se pot face și chestii mai de babe. Ok, zice așa, ski trail. Oh, deci ăștia... aici este pentru cei care vin iarna cu schiurile. Uite acolo oile. Dar fii atent acolo ce munți au ăștia aici. Adică au ăștia, că sunt de la Dumnezeu. Deci munți acolo, aia sunt aproape 3000 de metri. Deci sunt munți imenși. Am zburat cu avionul pe lângă muntele ăla și am aterizat la vale. Am zburat de unul singur și a fost ceva. Experiență... se poate face de alea și în România. Eu nu zic că nu se pot face chestii în România și acum nu am niciun scop să mă laud. Zic că mă bucur de un fel de amestec de stil de viață. Deci am fost și în România, am văzut ce se poate face. Am ajuns și aici înapoi. Am aterizat cu, cum spuneam, am zburat pe deasupra munților ăstora, sus, tare, deci niște chestii care nu-i pentru oricine. Și am aterizat acolo unde era stegulețul ăla care ți l-am arătat mai devreme. Și am venit deasupra câmpurilor ăstora vara, când e cald și e foarte greu să vii jos, că aerul cald te tot ridică în sus. Și am aterizat în zona aia cercurilor concentrice făcute de omul ăsta cu mașina de tuns iarbă, aia mecanică. N-am cuvinte, deci acum încerc să-mi găsesc cuvintele pentru că e o zonă atât de specială. Bine că sunt alte locuri în lumea asta care sunt speciale în felul lor și fiecare vede specialul în felul lui, prin prisma realității lui, experiențelor lui, nevoilor personale. Uite, acolo la fel este o zonă de unde se zboară cu parapanta. Deci am mers până acolo sus cu mașina, după aia am mers undeva pe coamă și undeva din zona aia am lansat, dar mai, mult mai de sus. Deci acolo sunt niște stâlpi de înaltă tensiune care sunt mult mai jos, deci încă la vreo câteva sute de metri față de unde se lansează cu parapanta și am lansat de acolo și la fel am venit și am zburat aici. Da, deci, dar prima dată când am zburat de acolo, prima dată ne-a luat cu elicopterul. Deci ne-a luat de acolo din sat cu elicopterul, cu tot cu echipament. Ne-a dus sus acolo, am lucrat câteva ore, am făcut curat la un fel de mică cabană, de asta de alpiniști sau de oameni care merg sus pe munte. Și după ce am făcut curat acolo, am dat foc la gunoaie, unii au reparat la căbănuța aia. Am înregistrat și de la căbănuța aia cu niște vederi de acolo de sus. Wow, îți cad plombele dacă ești acolo. Așa, din video nu vezi mare lucru. Așa, și am zburat și am mers înapoi înspre sat. Deci n-am aterizat aici, am mers înspre sat de unde am decolat, de unde ne-a luat elicopterul. Și am zburat și am aterizat acolo pe malul râului, aproape de râu, să zic așa. Și ăla a fost un zbor beton. În fine, deci asta e din experiența de aici. Fiul meu este la o bere. Trebuie să mă duc să mă dau de el. Ia să văd dacă se vede aici. Dacă se văd porcii. Am fost aici și am filmat niște purcei. Acum se pare cudat cu... Oh, uite oile. Auzi oile. Dă să vedem. Nu-i nimeni? Ești la mâncat, dar aveau aici porci.
Uite, o sobă de tuci, o sobă foarte veche. În fine, asta este, știi, e o zonă pe care vreau să o înregistrez pentru mine mai încolo, când noi avea timp să fac alte aventuri. Am crezut că în timpul carantinei o să revăd poze și locuri. Ia, n-am nimic. Și locuri pe care n-am avut timp să le revizuiesc sau să le revăd. Dar a trecut carantina foarte repede. Și încă o dată, deci asta este o fermă care cultivă printre altele și hamei și fac berea lor biologică aici. Și am venit să văd dacă pot să iau acasă, pentru că nu vreau să beau în timp ce conduc. Și uite, ca la țară. Și e la țară. Perfect. Să aveți o zi faină acolo, că eu am una beton. Bye bye.